În ciuda avertizărilor de viscol, a mesajelor RoAlert și a deciziilor de închidere a drumurilor luate de autorități, sute de oameni au rămas blocați pe șosele. Așa s-a întâmplat în Călăraș pe DN21 între localitățile Radu Negru și Ștefan Vodă. Mai multe mașini au fost prinse în mijlocul furtunii de zăpadă. Șoferii și pasagerii au fost salvați de jandarmi. Să încercați în față, n-aveți să încercați. Este un metru și ceva zăpada. Dacă vreți să mergeți spre Călăraș, vă ajutăm să vă întoarceți înapoi, măcar să stați în modelul undeva, să mai stați pe câmp. Și pe drumul național 3B, în Tonea, 12 mașini nu au mai putut înainta. Dați-vă să dea înapoi pe asta, ca să putem să o legăm. Viscolul a lovit cu forță și în județul Tulcea, iar drumurile s-au transformat în capcane pentru șoferii care s-au aventurat cu mașinile în afara localităților. Vântul a bătut atât de tare încât pompierii care au intervenit pentru salvarea celor blocați au reușit cu greu să se deplaseze. 61 de ucraineni au fost blocați într-un autocar aproape de Hârșova și zeci de autoturisme și microbuze în care se aflau peste 220 de persoane s-au înzăpezit pe drumurile acoperite de tăvălugul alb. Probleme au fost și pe drumurile din Ialomița. Zeci de persoane din 72 de mașini au avut nevoie de ajutor. Un autoturism a rămas suspendat pe calea ferată în Fetești, iar o ambulanță care transporta un pacient a rămas blocată. Din cauza condițiilor meteo, au avut loc și mai multe accidente. În apropiere de localitatea Iazu, un autocar cu 38 de pasageri și doi șoferi s-a răsturnat. O singură persoană a fost rănită ușor. Pasagerii au fost adăpostiți la școala din localitate. Și în județul Vaslui, un autocar cu 40 de pasageri s-a răsturnat în apropierea localității Costești. 15 pasageri au fost transportați la spital cu răni ușoare. Până la ora 16, județele Constanța, Galați, Tulcea și Brăila au fost sub cod roșu de vânt, ceea ce a îngreunat și intervențiile echipajelor medicale de prim ajutor. Mai mulți copii, dar și femei gravide sau bătrâni cu probleme grave de sănătate au fost preluați cu șenilatele sau cu ambulanțe, însoțite de jandarmerie pentru a putea ajunge cât mai repede la spitale. Polițiștii au salvat și un bătrân de 74 de ani care a rămas înzăpezit cu mașina la podul Turcului între Bacău și Vaslui. A nins viscolit pe aproape toate drumurile din județele aflate sub cod roșu. Șoseaua E85, care leagă capitala de nordul țării, a fost închisă timp de 4 ore între Buzău și Vrancea. Utilajele de dezăpezire au acționat din timpul nopții, însă în zadar. Sunt porțiuni din drumul european 85 unde vizibilitatea este zero. În ciuda eforturilor dumarilor de a menține carosabilul curat, acest lucru este practic imposibil. Vântul care suflă ralafală cu peste 100 de km pe oră aduce toată zăpada troienită peste noapte pe câmpuri înapoi pe carosabil. Noi am reușit să ajungem pe drumul european 85, drum pe care traficul este blocat încă de la ora 8, de la Buzău până la limita cu județul Vrancea. Am reușit să ajungem aici cu un utilaj de la dezăpezire cu o lamă și de asemenea în județul Vrancea au fost închise toate drumurile care leagă județul Brăila de Focșani, toate drumurile naționale, nu sunt încă probleme pe drumurile județene. Pentru a evita situațiile grave și alte drumuri naționale și județene din Constanța, Tulcea, Buzău și Galați au fost închise, la fel și câteva tronsoane de pe autostrăzile A2 și A4. De cât timp așteptați aici și unde trebuie să ajungeți? 20 de minute până Pogălicean, la intrare Pogălicean. Ce vi s-a spus? Nu mi s-a spus nimic, că n-am ajuns până în față. Mă gândesc că dacă e sărărița aia acolo, s-ar putea să avem vreo șansă. După 10 de minute de așteptare, șoferii care au vrut să ajungă în Mihail Cogălnicianu au fost conduși de o sărăriță și de un echipaj de poliție. Sunt suluri multe pe șosea, vântul bate cu aproximativ 100 de km pe oră. Noi abia putem să ne ținem pe picioare. E o mașină de poliție aici care oprește circulația. Trebuie să mă întorc, din păcate. Nu se poate. No, cred că nici cu mașini de teren nu prea se poate ajunge. Și drumurile din Brăila au fost înzăpezite, a fost închis și podul suspendat peste Dunăre. Sute de mii de oameni din mai multe județe au rămas fără curent electric după ce viscolul a rupt cablurile și a avariat stâlpii. În aproximativ 100 de localități în județul Constanța, nu doar energie electrică a fost stată, ci și furnizarea apei potabile.
Deci decopaj și acoperișuri au fost mulse de rafalele care au atins și peste 100 de km pe oră. Furtună puternică a fost și pe mare. Operațiunile din porturi au fost oprite. Până la ora 20 au rămas în vigoare avertizări cod portocaliu și galben de vreme rea în jumătate din țară, iar în unele zone viscolul va persista până mâine dimineață. Sunt cicloni mediteraneni, sunt perfect normali, aceștia abordează și teritoriul țării noastre pe diferite traiectorii. Acesta a afectat mai mult partea de sud și de sud-est, iar cel ce urmează va fi mult mai activ pe partea de vest și de centru, de vest, centru și nord. Săptămâna viitoare vremea se încălzește, dar pentru o perioadă scurtă.